Salutare tuturor fraților, aici este burgerul vostru preferat și din câte vedeți, ăsta este un clip mai special pentru că nu sunt la calculator și nu ne jucăm Minecraft. Este un vlog, fraților, pentru că a venit momentul să îmi schimb calculatorul. Exact, fraților, am vorbit cu stresul și astăzi o să mergem să facem un PC ceva mai bun decât ce am acum, deși și PC-ul pe care l-am în secunda de față este foarte, foarte bun. Și acum probabil toată lumea o să întrebe, bă, dar de ce îți schimb calculatorul dacă tot ai un calculator bun? Adică ce sens are să dai o groază de bani pe alt calculator să fie doar puțin mai bun sau, mă rog, este mai bun ce o să-mi iau acum, dar ăsta încă merge foarte, foarte bine. Și motivul, fraților, este că vreau să fac și o surpriză pe vlogul de astăzi, pentru că fratele meu mai mic, în caz că nu știați, am un frate mai mic cu 7 ani mai mic decât mine, are un calculator destul de varză, sincer să fiu, adică pentru 2024, bă, nu prea poate să se joace atât de multe chestii pe el și m-am gândit să-i fac o surpriză, mamă, sper că nu mă aude când fac intro-ul ăsta sau ceva de genul, m-am gândit să-i fac surpriza asta, fraților, să mă duc să-mi schimb calculatorul și să-l dau pe al meu ăsta de acum, care v-am spus încă merge super super bine și are tot ce trebuie efectiv. Ca să vă faceți o idee, cam asta am eu în calculatorul actual în secunda de față și o să vedeți ce calculator o să-mi iau acum și ce specificații o să luăm, pentru că o să fie un upgrade față de ce acum v-am spus. Și la final o să încerc să filmez o reacție, fraților. Nu știu dacă o să fie prea rușinos să apară pe vlog, o să găsesc eu o scuză sau ceva să-l filmez când o să-i spun că calculatorul meu actual o să fie al lui, pentru că sigur o să se bucure super super rău și este un upgrade foarte, foarte mare, v-am spus, de la ce are el, așa că până iau eu calculatorul și până ajungem la reacția lui, haideți să mergem spre stresul, fraților, să vedem cum se face un PC, pentru că eu nu știu nimic și dacă nu era stresul, sincer, era jale, fraților, așa că hai să ne pornim spre el să vedem și să vă arăt și ce specificații are noul calculator, să spuneți voi ăștia cu calculatorile dacă mi-am luat țeapă sau e bun de ceva calculatorul ăsta. Revenim direct de la stresul, v-am pupat, pa! Fraților, am ajuns, mamă, stai că mi-a plecat ăsta. Fraților, am ajuns și la stresul și o să ne facă introducerea aici la piese, că eu sunt varză, adică nu prea știu ce avem pe aici, știu că ăsta am auzit și eu că e bun, ăstea nu știu că au luminițe, nu știu, prezintă-ne nou aici, că eu habar n-am. Fratei, au venit, de asta vin toți youtuberii la mine, că eu apar pe toate vlogurile și nu le iau banii pe calculatoare deloc, frate, știi ce zic? E și gratis, cel mai bun. Eu le montez pe gratis, mulțumesc că vin youtuberii la mine să vă montez calculatoare pe gratis. Boys, deci avem așa, un i9 de ăsta cu carton. Bă, ce are, mă, ăla? E stricat? E stricat direct, am înțeles, mai multe okay. De-astea stricate. I9 14900K, 10790 Aorus Elite, 64 de giga, 6000 de DDR5, frame pentru procesor. Mi-a dat ăștia țeapă cu RAMI, cele 30 RAMI, SSD de 2 TB, placă video 4070 Ti, ți-am pus ție modelul ăsta mai deosebit, așa. Mai deosebit? Că care am câteva care sunt cu două ventilatoare. Asta e cu trei ventilatoare și are și are și temperatură mai bună. Să le prindem, da. Am înțeles. Sursă 2200W, știi că build-ul era cu sursă 2000, dar nu mai am, las să punem 2200, că e de la frații noi de la Kiris. Și o să spun cooler pe procesor, nici ăsta nu era în proiect. Mamă, păi eu am venit aici. 170 LCD cu LED, cu display. Numai cadouri. Numai cadou. Stai și la final e dublu prețul. Nu, prețul e nici măcar e gratis. Calculatorul. O să pleci cu calculatorul și dacă vrei mai plătești, dacă nu... Ok, perfect. Te caută oamenii mei. Bun, da. Hai că ne apucăm de treabă, da? Deci din cunoștințele mele pot spune că asta e o placă de bază și acum se pune un procesor. Nu știu dacă am eu dreptate. Am dreptate? Acolo da. Pune procesorul. Bă, câte bine știu. Am pus deja procesorul. Am pus deja procesorul, știam asta. E fix acolo. Uite-l, mă. A? Da, mă, da. Bă, dați seama că eu nu o să fac nimic și o să mă uit pe aici. Poate mă lasă și pe mine să fac ceva ce n-am cum să stric, că e jale. Adică dacă mă cunoașteți pe mine, știți că eu nu știu nimic cu calculatorile. Adică, mă rog, știu și eu acolo. 4070 e bun și i9 e bun. Asta e tot ce știu eu. De ce râzi, bă, de mine? Lasă-mă că te bag să bagi rami aici, că pe ăștia chiar n-ai cum să-i strigi, nu-s prea înalți. Mamă, să-ți pui direct în și cameraman. Să spui în titlul direct, mi-am asamblat propriul calculator. Te bag și tu un kit. Ai văzut cum l-am pus? La... Nu. Ai dat pe rec? Da, e rec, nu? Stai că mă iau după asta, ce crezi că-s prost? Ia stai, ia. Ia uite, deci așa, că scrie G-Skill și pe asta tot G-Skill. Stai să vă... Băi, să... Ok, așa vine. A, nu, aici. Stai. Băi, ce fac mă aici? Ia. Nu așa. E? Na, poftim. Bravo, e bine? Bravo, i-ai montat bine, bravo. I-a montat bine. A, nu mă, stai că... Clipsurile astea se pun singure, frate, doar că trebuie să apeși pe ele când sunt acolo.
Hai că e bine că nu l-am făcut. Ia, și acum? Dar nu pe, pe laterale. Pe laterale și cu degetele mari. Așa. Așa. Bă, îl stric? Stai așa. Nu, nu îl strici, sunt puse bine. Nu merge! Mie că-l rup. Dau mai tare? Da. Sau pe astea? Nu pe astea trebuie să apăzi, mă? Nu, pe astea trebuie să apeși, așa. Hai. Hai, mă! Bă, îl stric, nu merge. Am mers. Nu ești nebun? Gata, mă! Na! Gata, Luca Computers. Acum nu mai iese. E, altceva. Da, mă. Sunt șanse foarte mari să fie ultimul clip pe care îl vedeți pe canal, că a zis stresul că mă bagă să fiu ajutorul lui să fac aici calculatoare. E și... Cred că... Mi se car carcasele, nu te-aș pune, mă. Bă, bă, bă. Facem pauză de la calculatoare, că documentăm pisica lui stresul acum. Cum se joacă. Ia uite, bă. Ghezi în habitatul lui natural. Bă. Fun fact, eu sunt alergic la pisici, dacă aș avea o de-asta în apartament aș muri, probabil. Ia uite, bă! Bă, n-am mai văzut o pisică jucăușă de mult. Toate sunt morăcănoase și n-au chef de nimic. Păi și ăsta, încerc să te joci tu, cred, să vezi și te moști. Bă, măcar se joacă cu jucării. Și Voco chiar se joacă. Are personalitate. Cam așa se prezintă și carcasa. Ok, avem aici ajutorul numărul 3. Ce facem, o descompunem? O desfacem cu totul. Hai că a plecat un geam direct. Nu mai rămâne nimic. Ok. Eu sunt cameraman aici. Dacă trebuie să faci ceva ce n-am cum să stric, mă bag, da? Ai, da. Hai că... Da. Cred că luăm alta. Iar, multe din ele, ai văzut câte s-au adunat? Păi acum mă uitam, chiar voiam să întreb, dar asta mai bine venea desfăcută și o să-mi luam noi după, cred că. Păi, asta e ca să pui aia, placa de bază, ca lumea. Să pun placa, a, stai că mai avem mâncații jurată, stai că mai avem de scos regi. Astea nu avem nevoie de ele, mai folosești harduri? Oh, nu, cine mai folosește harduri? Cum bă, stai, chiar nu, stai așa, chiar nu mai pot să pun harduri pe aia? Bă, da, vrei harduri, vrei să pui hard? Eu vreau să-mi pun un hard în afară de SSD-ul ăla. Atunci să-ți las un de-asta, îți las un de-asta atunci, nu? Ăsta e de să pui hard în el. Păi atunci lași un de-asta. Mă, o întrebare, care e faza cu televizorul gigantic de aici? Asta e întrebarea mea. E lumina de fundal. Mamă, dar câtă e lumina de fundal? De televizor sau ce? Mamă, să ai așa un televizor în fundal. Tare. Eu care nu știu ce filmez acum, acolo vine un hard, așa mi s-a spus. În căscuță. Deci n-am pomenit așa ceva. Am venit la PC, am primit burger. Deci ziceți voi, dacă nu e cel mai bun lucru posibil. Și mănânc aici pe cutiile de la astea, e ok. Avem condiții să ne fie de bine. Hai că până dă camera asta, te-ai și văzut dacă e. Avem poftă, că... Hai să avem poftă, ia să vedem. Ia uite, arată bine burgerul. Ia uite-l, tată. Ia uite-l. Ma. Cartofii sunt morți. Cartofii, cred că mâncăm fără cartofi. Da, mă, cât de răi poate să fie. Bă, arată destul de rău. Deci, fraților, a început asamblarea, montarea aici. Mi-a stresul că ăsta e bun, doar că are RGB, dar nu merge. Dar e ok în rest, adică dacă învârte la astea, tot ce trebuie. Și acum v-aș spune ce se întâmplă aici, dacă aș ști ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă aici? Montăm culorul. Montăm culorul, frate. E bine. Noi să fim sănătoși. Deci avem aici, fraților, placa video. Habar n-am de ce am ăsta. Ce placa video, frate? Placa video... 4070 Ti, și pentru că fac vlogul ăsta o să fie complet gratuită. Hai că o să fie gratuită dacă respect. E. Respect. Păi și la ce întrebi ăla? Nu o desfac așa? A, ba da, respect. E, păi respect, ia să vedem așa. Și acum o scap, gen. Ia să vedem. Să zic, știți că am deschis multe plăci video la viața mea, adică... Hai să mai filmăm și placa. Bam, deschidem frumos și ăsta, manual. Nu ne trebuie ăsta, nu e nimic. Așa. Așa și aici e, bă, minunăția. La piece de resistant. Ia, bă, mușcă pisica, respect. Te-a mușcat și pe tine? M-a agățat un pic așa. Stai că folosesc ăsta aici. Bă, poate o bag în ea așa. Ai grijă să nu zgâri. Hai că nu. Fac așa, ia. Nu mai fac așa. Hai, mă, că faci, mă. Nu se rupe așa. Nu? Hai, hai, dă-i. Păi, nu știi. Ce are? Eu care o stric acum. Uite, bă, cât de finos. Ce-mi trebuie mie, bă, cutter de-astea? Nu-mi trebuie mie. Hai, frumos așa. Gata. Deci cât costă asta dacă o scap acum, practic? Nu știu, vreau 50 de milioane. 50 de... Mai de capul meu. Și are de ăsta, așa să-l dădă pe el? Da, mă, da. Ăsta e un Logan, practic, în mâna mea acum, nu? Și o să înțeleagă băieții aia din vlog, că ea o să zică direct. Oh, a zis Luca Luc. Ok, deci cam așa se prezintă și acum vă dați seama că o să vă arăt și unde se pune, că doar nu sunt prost.
Dacă vă uitați atent în calculator, este un spațiu liber undeva pe aici. Pune degetul pe el unde se pune. Dar o să las pe colegul meu de echipă să o pună, că totuși nu vrem să ne băgăm chiar așa la creație. Eu știu unde e, dar n-are rost. Că... Ține, da. Preia legătura. Așa, colegul știu unde se pune, nu-ți mai arăt eu, nu? Da, nu mai, mersi frumos. A, uite mă, mai avea și pe partea aia, nu mi-ai zis și mie. Lasă, că aici facem o echipă. Eu am deschis-o, el o montează. Eu mai comentez. Tu mă încurci și eu descurc. Bravo. Ce mai? A, mai are chestii? Ia uite, bă, deci nu vine doar așa. Mai vine cu un din ăsta. Și ale. Și mai vine cu un din ăsta. Așa, și punguța aia mică. Și un punguț ăsta. Sunt mai multe punguțe aici, să știi. Atât, ai la altă, n-am nevoie. Care n-ai nevoie? Asta n-ai nevoie? Trage, ok, am înțeles. Deci el este ajutorul din seara asta, care are o treabă la ghiozdanul meu aici. Am, că îi place, stă să-l mângâi. Ce că nu e așa răutăcios. Ia uite, bă, ce se întinde. L-ai stresat cu bormașina și mă mușcă acum, gata. Bă, deci a pus-o perfect. Deci nici nu i-am spus, a știut el, bă, unde s-o pună. Am și eu glumele mele, hai că... Deci cam așa arată, fraților, toată șmecheria. Cam așa arată calculatorul complet făcut. Bine, mai trebuie să-l configureze, să-i facă setări la el, chestii de genul. Dar cam așa ar trebui să arate. Nu știu, eu zic că arată destul de bine. Eu oricum nu o să-l țin undeva la vedere pe masă sau ceva, ca să mă intereseze atât de mult aspectul. Dar, bă, arată forță. Eu zic că de arătat e frumos. Eu sunt ca fetele alea, dacă laptopul e roz. Nu am pus restul la carcase, bro. N-am pus restul din carcase. Păi da, zic de interior așa. Să facem undeva o magie. Și astea de aici se vor muta aici. Nu cred. Wow. Deci cam așa se prezintă. Practic are o ușiță aici și fiți atenți că știu să o și deschid. Adică probabil vă uitați și vă întrebați, bă, cum se deschide? Adică până și stresul m-a întrebat, bă, cum se deschide asta? Și am zis, bă, stresul, fii atent. Vii aici și dai de asta. Mamă, ați văzut? Azului. Deci n-ați văzut așa ceva. Mamă, era sorop, cred că am dat-o. Sau am dat-o de moni... Mă rog, nu contează. Se pune, deci azului, vedeți? Un PC cu ușă. N-ai ce zice de așa ceva. Bun, fraților, tot ce a mai rămas acum este să instalăm toate chestiile, pentru că aparent sunt foarte multe chestii de instalat pe care eu nu știu să le fac, deci se ocupă aici stresul, că el știe tot, eu doar filmez un cameramanul, dar probabil cred că revenim de acasă, că cam asta e șmecheria cu calculatorul, cam el e făcut, mai trebuie instala chestii pe el și cam aia este. O părere sinceră despre acest calculator, merge Minecraft pe el? Atâta vreau să aud. 10 din 10, rupe, da subscribe. Deci da subscribe că rupe Minecraft-ul. Deci nu există PC mai bun de Minecraft decât ăsta. Am ajuns și eu acasă în sfârșit, fraților, după ce am stat la stres undeva la 5-6 ore, bă, frate, deci am avut un ghinion fix la final când făceam ultimele teste să vedem că totul e ok, bă, mersese totul tun, efectiv, la final ne-am dat seama că, bă, RAM-ii au o problemă. De ce au o problemă? Nu o să aflăm niciodată, pentru că ei sunt compatibili cu placa de bază, nu au absolut nimic, erau noi nouți, dar efectiv am înțeles că poți să pățești chestia asta, să cumperi RAM-i noi și totuși să aibă probleme. Vorbesc foarte încet pentru că e ceva gen 5 dimineața acum când am ajuns acasă. Și din păcate avem problema asta cu RAM-ii, dar din fericire stresul mi-a zis că o să treacă mâine pe aici și o să rezolve problema asta cu RAM-ii. În rest, calculatorul merge perfect și ar trebui să meargă în condiții bune oricum, adică n-ar trebui să am probleme până se schimbă mâine RAM-ii. Oricum am pus deja să montez pe aici. Din câte puteți observa, deja am scos firele din vechiul meu PC, iar aici, fraților, se află noul PC care așteaptă să fie instalat. Dar până atunci o să aștept să se trezească fratele meu ca să-i arăt noul lui calculator, să vedem ce reacție o să aibă. Sincer vă zic, de pe acum că, bă, există o mică șansă să nu vrea să apară pe vlog, pentru că nu știu, niciodată n-a mai apărut pe niciun clip de-al meu și s-ar putea să fie foarte rușinos, dar o să încerc eu să-l păcălesc cumva ca să-i prindem reacția, să vedem ce părere o să aibă. Chiar sunt curios, o să-l iau fix după somn cum se trezește, că el are școală și na, n-o să aștept să vină de la școală, vreau să-i arăt direct noului calculator. Deși, atent, eu am un lucru pe scaun acolo și ce trebuie să faci tu e să pui mâna și să-ți dai seama ce e pe scaun. Deci e fix în fața ta, dacă ridici mâna, întinde mâna, fii atent, și pune-o jos. Ok, și dă-ți seama ce e acolo, e ceva mare. Hai, vreau să dai seama? Dar nu știu aici, că nu știu unde băga mâna. Păi stai așa, gata, nu mai voie să atingi. Dar nu știu. Acum tu trebuie să ghicești și e pentru vlog. Zi. Nu știu. El zice, tremur, dar nu zice. Hai, ghicește ce e. Calculator sau ce e? Fii atent, dă-ți jos aia de la ochi. Și ce poți să observi în cameră? Calculator. Și ce crezi că am făcut? Ți-ai cumpărat calculator sau ce?
M-am dus special, mi-am luat și eu un calculator ca să pot să ți-l dau ție pe ăsta vechi, că știu că îți doreai mult un calculator. Tot oricum ce voi să ții era mai slab decât ce aveam eu, pentru că ăsta are 3060, ai și Ryzen 9, ai absolut tot. Deci ai tot PC-ul meu vechi. În primul rând, ce părere ai de surpriza asta? Păi, mi-e place foarte mult, pentru că chiar mi-am dorit un calculator și chiar am vrut să-mi fac un upgrade. Mi-am strâns câțiva bani, dar până ajungeam eu mai durea încă câțiva ani și chiar sunt fericit că pot să am ocazia mai devreme să am un calculator și... Și cu o întrebare și te las în pace, ce o să faci prima oară pe calculatorul nou? Sau ce nu mergea să faci pe calculatorul vechi și poți să faci pe ăsta? Păi să mă joc mai bine Minecraft, că mie nu prea îmi ducea, adică se ducea până mai aveam frame drop-uri și mi se ducea cam prost. Și acum o să pot să mă joc mai bine și o să am parte de o experiență mai bună la PC-ul ăsta. Răspuns corect, Minecraft, asta vreau să aud. Nu prea obișnuit să fie pe cameră și e puțin emoționat, de-aia nu am vrut să stau foarte mult să îl bat la cap cu întrebări și chestii de genul. Final fericit, în sfârșit eu oricum o să trească să stau acum. Ca idee, am mutat SSD-uri, eu nu mă pricep la calculatoare, acum trebuie să stau să instalez toate chestiile de aici, trebuie să-ți fac și să-ți reinstalezi și ție Windows-ul, adică mai am treabă și cu ăsta încă, dar ca idee ăsta o să rămân al tău, ăsta o să rămân al meu. Eu mă bag acum să instalez 100.000 de programe. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, chiar dacă a fost ceva ce nu fac în mod normal. Și noi ne auzim pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa!